Carnea se ge... Ce avem aici? Wow! Asta a fost cea mai bună mâncare de săptămâna asta. Ok, s-a făcut duminică, haideți să vedem câte kilograme am. Sunt aproape 10 kilograme, 9 kilograme jumătate. Salut, sunt Otto de la Mire TVO, iar astăzi tocmai se încheie a 6-a săptămână din programul meu de slăbit. Am făcut un experiment săptămâna aceasta, am mâncat numai vegan, așa că haideți repede să vedeți ce am mâncat și apoi vedem câte kilograme am reușit să slăbesc. Dacă am reușit să slăbesc. Astăzi este luni, începem noua săptămână de slăbit, săptămâna vegană. Avem aici un pepene luat de la Lidl. N-am mai luat niciodată de la Lidl pepene, dar vedeți că are striațiile astea și are pata asta galbenă imensă. Chiar dacă n-are o formă foarte ok pentru un pepene, vedeți, are o formă așa mai ciudată. Hai să vedem cum arată. Este ora 6 seara acum, am fost la sală, am băut decât apă până acum. M-am trezit un pic mai devreme, m-am trezit pe la ora 12. Am fost la cumpărături, am filmat clipul cumpărături vegane pentru o săptămână. Haideți să vedem acum cum arată pepenele ăsta, că mi-e foarte sete. M-am deshidratat, am transpirat mult la sală, chiar dacă am avut apă la mine, tot mi-e sete și pepenele ăsta e perfect. E și dulce, mă ajută să îmi revin după un efort fizic destul de intens. Wow! Arată binișor. Mi-a dus mai cum aici, smeură, cam puțină smeură. Și uitați, aici e și pepenele. Au intrat la fix fructele astea după sală și acum e ora 7:30 și nu mi-e foame deloc. Mai ia să obișnuit aici în casă. Nu vrea să mai pleci. Hai că am treabă, trebuie să gătesc. Pentru prima rețetă de astăzi, vegană, voi încerca să fac cuburi din astea de soia, să le fierb. Să fierb și un pumn de paste din astea și apoi să adaug niște sos din asta. Arabiata, puțin picant, voi pune și un cățel de usturoi. Cam așa arată pastele cu soia fierte. Și acum facem sosul aici. Am mai pus și niște condimente, usturoi. Și cam așa arată, e super bună, am gustat-o. Se simte usturoiul și e destul de picant pentru că am pus și piper. Oregano am mai pus și mi-am pus așa un bol din ăsta mic, nu e ceva senzațional, e na, o porție normală. Și ce vreau să vă mai zic, că soia asta nu prea are gust, noroc cu sosul ăsta și cu condimentele, pentru că altfel nu prea are gust cum se seamănă cu carne. Deși are foarte multă proteină, 50% e proteină. Am terminat, dar nu pot să spun că sunt fan soia. Astăzi este marți, am terminat sala, e ora 6 după masa. Am ajuns acasă, am aici un castron din ăsta mare cu pepene. Am uitat să vă arăt cerealele astea, uitați cât am mâncat din ele. Cam jumătate din pungă. M-am gândit să mănânc câte 100 de grame în fiecare zi. Timp de 5 zile, vedeți, au 500 de grame. Asta înseamnă în jur de 400 de calorii pe zi. Și la masa de la ora 10 avem aici pilaf, adică orez cu morcov și cu ciuperci, multe legume și o salată de roșii castrăvie și ceapă. E super bun orezul și mi-am pus destul de mult, dar nu știu exact cât am aici pentru că nu-mi cântăresc mâncarea. Prima zi de dietă vegană, adică ieri, nu a fost atât de grea, însă astăzi se simte lipsa cărnii. Mergea asta cu niște cărniță. Gata, masa a fost foarte bună, acum am dus sus la mine cu pepene și am mai luat aici stafide. Astea au 300 de kilocalorii pe 100 de grame și toată punga asta are 250 de grame. Punga destul de mare. Pentru miercuri avem aici un ghiveci cu multe legume și orez și acum îmi încălzește mai cum ia și ciorbă, tot așa de legume. Mic spectaculos, până acum am reușit să țin bine dieta vegană și astăzi mănânc mai devreme, ora 7 acum. Poate dorm și mai devreme, ar fi super. Ciorba asta are o grămadă de legume, ia uitați aici. Are și dovlecel, fasole verde, morcov, verdeață. Am gustat și din asta, din felul 2, sunt bune, dar câteodată simt așa că lipsește măcar o bucată de carne. Astăzi m-am trezit la ora 9 și uitați și mi-am cumpărat o pungă de pufuleți. Chiar dacă nu am adormit de vreme azi noapte, mă bucur că m-am trezit așa de dimineață și poate reușesc să adorm mai de vreme. Aseară am mai mâncat din astea. După cum vedeți, mai am aici, vreau să-mi ajungă până vineri, inclusiv. Aseară le-am mâncat cu lapte de ăsta de soia, au fost foarte bune și am mai adăugat și stafide.
scârțesc când am din punga asta. O să mănânc cu foleții ăștia pentru că deja a început să mi se facă foame, am băut și o cafea, am cam roat de stomacul și trebuie să mă pregătesc pentru sală. Și pufuleții ăștia sunt vegani, sunt pufuleți cu cacao, deci este totul vegan. Ok, s-a făcut ora 1 și pentru că mi-este foarte foame, pentru că m-am trezit de vreme astăzi, mi-am făcut aici un ceai de mușețel pe care îl voi mânca cu 3 rondele din astea de orez și cu gem de prune. Și aici am polen și o să mănânc și 2 lingurițe de polen, pentru că polenul este vegan, albinuța decât îl culege pe picioare, nu îl produce ca pe miere. Abia aștept să mănânc, mai ales rondelele astea cu gem și cu ceai. Se completează foarte, foarte bine și îmi plac foarte mult. Este o masă chiar delicioasă. Și vreau să vă spun că am rezistat destul de bine, surprinzător de bine la săptămâna aceasta vegană, cel puțin până acum. Ce avem aici? Tocăniță de ciuperci cu puțin usturoi și aici avem o salată de roșii, castraveți și ceapă și voi mânca cu 3 feluțe de pâine din asta neagră. Mai am puțin și termin prima săptămână vegană din viața mea. Niciodată n-am reușit să stau măcar o zi fără să mănânc carne. Și la desert o să am pepene. Am mai cumpărat unul. Și da, e mai cum aici. Arată bine. După capac arată super. Să vedem cum e înăuntru. Iar tăi 700 ferii. Wow! Mamă, arată cel mai bine ăsta de până acum. Sigur e bun. Uite cum arată. Ia să vedem cum e pepenele ăsta. Mamă, super bun e. Cel mai bun pepene de până acum. Este ora 3 după masă, acum mă pregătesc de sală, am băut o cafea și aici am polen. Trebuie să mănânc 2-3 lingurițe de polen din ăsta crud. Chiar dacă am mâncat mai devreme și aseară, am mâncat pe la ora 8 și alalte la fel, tot nu am reușit să adorm mai devreme. Însă nu este nicio problemă dacă mâncați mai târziu, atâta timp cât ultima masă este cu 3-4 ore înainte de culcare. Însă eu vreau să reglez și somnul și chestia asta mă cam deranjează, că nu pot să-mi reglez somnul. Însă nu voi lua pastile sau somnifere. Ok, fraților, am venit de la sală și am mâncat aproape tot borcanul ăsta de dulceață. De fapt, este un gem de prune. L-am mâncat cu rondele. M-a avut un antrenament foarte tare și mi-era poftă de ceva dulce. Asta a fost una dintre mesele mele preferate săptămâna asta. Și vreau să vă arăt și aici ce mai am. N-am mâncat toate stafidele, n-am mâncat toate cerealele. Din ăsta cred că am băut vreo 200 de ml de lapte. Deci ok, nu cred că mă va îngrășa până duminică. Și în seara asta avem fasole din asta bătută cu maclavaiți pe deasupra, sos de asta de ceapă. Arată binișor așa. Chiar mi-e poftă să mănânc. Și o voi mânca cu niște feliuțe de pâine din asta neagră și murături, ca puteți murăți. Asta a fost cea mai bună mâncare de săptămâna asta. Îmi place foarte mult și sosul ăsta, e genial. Și la desert avem iarăși pepene. Super bun și pepenele. L-am prins bun. Ok, s-a făcut duminică, haideți să vedem câte kilograme am. Vedeți, este pe zero cântarul. Am emoții. 121. 128. E bine, sunt 900 de grame, dat jos, aproape 1 kg săptămâna asta. Să vedem aici că am scris 121 de kilograme în săptămâna 6 și am plecat de la 130,5. Sunt aproape 10 kg, 9 kg jumătate. Și săptămâna asta am dat 900 de grame. E foarte, foarte bine. Ați văzut, fraților, am slăbit 1 kg săptămâna aceasta. Este foarte, foarte bine pentru că normal este să slăbești între 0,5 kg și 1 kg jumătate pe săptămână. Nu cum am slăbit eu 3 kg, 5 kg în săptămânile trecute. 1 kg pe săptămână este foarte bine, însă am resimțit lipsa cărnii. Îmi place foarte mult carnea și abia aștept să mănânc o bucată de carne. Dieta vegană totuși este bună, este sănătoasă pentru că trebuie să mănânci foarte multe legume și fructe. Însă ați văzut că dacă țineți dieta vegană, puteți să mâncați și alte chestii care nu sunt atât de slab calorice, precum legumele și fructele. Eu am mâncat gem și acela conține foarte mult zahăr. Dar dacă ai grijă așa să mănânci ce trebuie, dieta vegană este una foarte bună și foarte sănătoasă pentru a slăbi.
dar dacă vreți să faceți masă musculară, să construiți mușchi, este destul de greu pentru că proteinele se găsesc în proporții destul de mici în legume și fructe și trebuie neapărat să aveți un supliment de pudră proteică. Însă mie nu prea îmi place pudra proteică, așa că nu o să devin niciodată vegetarian, o să continui să mănânc și carne, dar o să mănânc și legume și fructe pentru a avea o dietă echilibrată, pentru a putea să construiesc și ceva masă musculară. De ce să mănânc proteine când îmi plac foarte mult fripturile? Deci nu are nicio legătură, niciun sens. Gustul ăla de proteină mie nu-mi place absolut deloc și nici textura, mi se pare că beau așa o chestie super dubioasă. Bineînțeles, nici excesul de carne nu este bun pentru că apar foarte multe probleme. Carnea se digeră foarte greu și atunci stomacul și tractul digestiv are de suferit, te poți constipa foarte ușor dacă mănânci multă carne. Însă dacă mănânci o cantitate suficient de mică, cum ar fi 200-300 grame pe zi, este foarte, foarte ok. Carnea se digeră mai greu, cum am zis, și aveți senzația de satietate pe un termen mai îndelungat. Mi-a fost foarte greu noaptea să nu mănânc. Am mai ronțăit pe aici pe acolo pentru că legumele acelea și mâncarea vegană se digeră foarte, foarte repede și eu cum nu adorm prea devreme noaptea, am resimțit foamea destul de intens. Oricum, nicio dietă nu este miraculoasă, principiul este același, trebuie să mănânci mai puține calorii decât arde corpul tău. Dacă vei mânca mai multe calorii, te vei îngrășa. Dacă vei mânca mai puține, vei slăbi. Nici nu prea contează ceea ce mănânci când vine vorba de slăbit. Dar când vine vorba de sănătate, este foarte important să mâncăm fructe și legume. Și bineînțeles, au un conținut foarte slab de calorii și putem să mâncăm mai mult, astfel încât să nu resimțim foamea. Nu știu pe nimeni care să se fi îngrășat de la pepene sau de la mere, însă știu o grămadă de oameni, inclusiv eu, care se pot îngrășa foarte ușor de la produse foarte dens calorice, cum ar fi fast food-ul, sucurile și crânțenelele astea care sunt peste tot și sunt foarte, foarte ieftine. În principiu putem să mâncăm orice, atâta timp cât nu ne depășim numărul de calorii pe care trebuie să-l mâncăm și ne vom menține sau chiar vom slăbi dacă vom mânca mai puțin. După părerea mea, o dietă echilibrată în care consum și carne și fructe și legume este ideală, însă voi puteți să alegeți să mâncați cum vreți voi, puteți să fiți și vegetarian dacă vreți, vegani, este la alegerea voastră. Ok, acum haideți să citim comentariile voastre de săptămâna trecută, nu au fost chiar atât de multe, dar vreau să le citesc. Alina LM mă pupă și îmi dă inimioare, Marian Boss, respect man, Violeta Alexandra, felicitări, mulțumesc frumos, familia MC, respect, Oana Mihaela Cisnenco, felicitări, mulțumesc doamnă, lumea desenelor TM, felicitări bro, hai cu 96 de kg, respect, abia aștept să slăbesc să ajung la 96 de kg, ar fi super tare. Eroi ca tine, respect Oltean, te mai aștept prin Craiova cu miere, cu târgul, respect, trage tare, datorită ție am slăbit și eu. Wow, mă bucur să aud că am motivat persoane să slăbească și da, o să mergem și la târgul de la Craiova dacă nu vine acum un al doilea val de pandemie și ne strică iară treburile. Dacă o să fie totul ok, o să mergem și la Craiova la târg, o să mergem și la Târgu Jiu, o să venim și la București în toamnă. Renis, interesant. Mulțumesc, bro. Fan Mire TV, cel mai tare. Mulțumesc frumos. Sorin, spune, mult succes, de unde e pepenele ăla, care arată fenomenal. Mulțumesc frumos, bro. Prima dată l-am luat de la Carrefour, acum am luat și de la Lidl, am luat și de la Arabella, e un market local de aici de la noi. Am început să fie destul de bun și chiar se merită, a scăzut și prețul foarte bine, 2,50 kg. Și Natalia Ile mă întreabă la câte kilograme vrei să ajungi. La 96 de kilograme aș vrea să ajung. Doamne ajută să meargă treaba unsă și să slăbesc bine și să reușesc să mă motivez și să am voință să nu cedez, pentru că o să fie un drum foarte lung până ajung eu la 96 de kilograme și am nevoie de foarte mult suport din partea voastră, pentru că voi mă motivați foarte tare cu mesajele voastre și cu like-urile și cu vizualizările. Vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat la acest canal. Nu uitați să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea primul ceea ce mănânc în fiecare săptămână și câte kilograme am mai slăbit și poate vă puteți și vă inspira. De asemenea, v-aș rămâne recunoscător dacă mi-ați lăsat un like la acest clip și la toate clipurile de fapt, pentru că mă ajută foarte tare, și un comentariu. Eu sunt Otto, fraților, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Ați văzut, sunt foarte bune pentru corpurile voastre. Până data viitoare, v-am pupat! Ciao!